venit, Bianca? Concurenta bine. Tocmai s-a lins pe bot de calificativul meu. Poți, nici nu l-am întrebat. Nu, voiam să-l pun acolo. Petițo, nu puteai să-l pui nicăieri. Din momentul în care eu te-am rugat ca să lași geanta aici, aș tura. Acum mai prea târziu. Dar n-am înțeles. Mi-ai făcut un mai târziu după ce defilez. Dar ce crezi că sunt eu, servitoarea ta, și aștept după tine? Cu baia Moremio, du-te acolo la ajurizare. Hai, dragă, dă-i o comprimente și acum. Deci ai venit cu geanta de brand, scrie pe ea cât casa. Ți-am dat o șansă că ți-am făcut semn să o lași aici. Și tu mi-ai făcut semn mai târziu. N-am înțeles. Ea noastră. Nu are voie să vină cu geanta. Ea noastră. Nu vreau, de la ea nu vreau nimic. Goodbye, amore, du-te. Du-te că de la mine ți-ai păpasteau pe ziua de azi. N-am înțeles. Go. De ce ai venit cu geanta de brand? Mai scrie și pe ea cât capul. Am văzut că se poate. Ai văzut că se poate? Puteai să o lași aici, că poate treceam cu vederea. Luca, da. Da, ți s-a spus în culise să nu vii cu geanta asta? Mi-a zis, deci săptămâna trecută, așa. Nadine a venit. Nu, acum, mă refer, ți s-a întâmplat acum, astăzi. Ți s-a spus în culise să nu participi în emisie. Nu, mi s-a spus să nu intru cu ea. Cum nu ți s-a spus? M-a întrebat ce-i cu geanta asta și am zis. A, deci te-a întrebat, Adina. A, deci tu mai mă și minți în continuu. Nu, dar nu mi-a zis să nu intru cu ea. Asta zic. Mamă, din punctul meu de vedere și faptul că ai intrat și că ai ținut neapărat să defilezi ca această gazelă cu geanta asta, ți-am spus, audio, steluța mea. Nu, că geanta am văzut-o și în sezonul trecut. Felicite de la cineva care o împrumută. Am văzut-o și în sezonul trecut geanta. Dar, Luca, dar vezi tu, uite, de exemplu, Nadina săptămâna trecută a venit de două ori, două zile la rând și n-ați depunctat-o niciodată. Poate nu de nepunct, am nici pe tine dacă ai fi lăsat-o aici. Na. Ok, hai să ne spui povestea mai întâi, hai să le luăm pe rând așa, Bianca. Nu mai am nicio poveste. Ei, s-a și supărat, și mai bine. Dar nu știu ce să mai spun, că mi-am uitat și povestea, adică... Așa te impresionezi tu ușor. Dar... Hai, concentrează-te un pic, că sigur îți aduce aminte. Altele chestia asta, adică... E bune, altele au voie cu telefoane, altele au voie cu genți și eu... Bianca, li s-a atras de fiecare dată atenția și Nadine li s-a atras atenția. De două ori la rând. Te-a văzut, Raluca, dacă tu n-ai înțeles gestul ei. A treia oară sunt eu aia mai fraieră. Nu e vorba de asta, Raluca, te-a rugat să lași geanta acolo. Ok, dar atunci poate face o excepție și pentru mine. Păi făcea Nadine să lași geanta aici. Raluca, n-am înțeles și n-am înțeles din gesturile tale. Bianca, trebuie să-ți asumi în general tot ce faci în viață. După cum știi, în gala trecută s-au întâmplat anumite lucruri și acum mă duc la medicina legală să-mi scot un certificat medico-legal și să mă duc să fac o plângere la poliție pentru agresiunile fizice pe care le-am trăit în această emisiune. Noi n-am vorbit despre acest lucru, da. Nu s-a vorbit absolut nimic, povestea nu s-a povestit, nu s-a așa, am înțeles care-i povestea ta, dar pentru că tot... ai deschis cumva subiectul. Hai să vorbim cu cele două implicate. Vă spuneam încă de la începutul emisiunii că s-a întâmplat un lucru fără precedent până acum în cele 5 sezoane. Eu vreau să vorbesc foarte mult despre chestia asta pentru că îmi creează o stare de disconfort. Pe bune, chiar nu vreau să vorbesc despre chestia asta. Nu face bine. Frumos și corect, da, okay. Este atâta vreme cât cei de acasă văd și știu această informație, okay. Să dăm dreptul la replică părților implicate. Asta înseamnă Bianca și Nadina. Să se noteze că exact ca în viața reală, Victor s-a ales cu păpușile, eu cu papornița. Te rog din tot sufletul, nu mai luam viața viețișoarei tale așa ceva. Eram acolo, i-ai jucat așa pe cap. Jur că te bat! Tu nu poți să mai stăpânești, Bianca. Mi-a spus că mă așteaptă iubitul ei afară. Adică ne sfidezi pe toți. Asta este... Ce s-a întâmplat, fetelor? Bianca și-a permis să-mi distrugă niște bunuri. Erau niște baloane care mi-aparțineau mie. Făcând asta sub nasul meu, râzându-mi în față, i-am luat baloanele din mână. Am reușit să salvez 2 sau 3 baloane. Cât am mai rămas? Din 26 de baloane cumpărate de mine și pun suflet în tot ceea ce fac. După care în culise a venit și mi-a invadat spațiul privat. I-am spus de câteva ori, am avertizat-o: Bianca, te rog frumos să nu te atingi, să nu te mai atingi de baloanele mele. Nu te mai atinge. După care a făcut un gest instigator: dacă mă ating, ce fac? Și mi-a luat baloanele. Și eu i-am împins mâna să se dea la o parte și să nu se mai atingă de baloanele mele.
eu am cerut de la securitate, am cerut imaginile video. Au spus că o să mi se dea. Okay. Până atunci n-aș vrea să dezvoltăm subiectul ăsta la nesfârșit până nu avem proba. Ok, scuze, cine adică, în afară de chiar... Irina a mai fost acolo? Din păcate nimeni. Nimeni. Doar Irina, care Irina are ceva personal cu mine și Irina nimic la fel. Personal cu tine. Eu nu vreau să vorbesc cu tine. Cred că e invers, cred că tu ai ceva personal cu mine. Da, e ok. Bianca mi-a arătat zgârietura și vânătaia pe care o avea aici și mie mi s-a părut din ceea ce mi-a arătat și am văzut cum plângea și cât suferea, că are dreptate pentru că se vedea că era gen rana proastă. Cu balonul la mână. Ilinca, ele sunt actrițe, scuză-mă că întrerup, ele sunt actrițe, atât Valeria cât și Bianca. Și Alexandra. Și Alexandra și este foarte ușor să plângem și să ne prefacem că nu știu ce ne-a întâmplat. Dar Ana, ți se pare că era prefăcut cineva, nu știu ce ne-a făcut. Este ușor să jucăm cartea asta, dar adevărul este altul. Ilinca, acum să spun și eu povestea. Te rog. După cum știa Adina, stă în spate cu noi la testimoniale. Colega noastră, da. Și mi-a zis în felul următor. Și Valeria și cred că încă o concurentă înaintea mea au făcut același lucru. Au spart în formă de glumă, să animăm situația, au spart baloanele. Pentru că pe baloane scria votați indicativul Nadinei la 1206. Așa. Și cumva baloanele erau acolo chiar lângă mine când am venit la testimonial. Eu vreau să zic neapărat ceva. Dacă Bianca avea în acea zi atitudinea aceasta, era cu totul diferit. Tu când ești vinovată, ești foarte plăpândă, ești foarte blândă, ești foarte așa. Atunci ai agresat-o foarte, foarte mult psihic, foarte mult. Eu eram acolo, i-ai jucat așa pe cap. Nu avea cum să nu aibă o reacție, Bianca. I-a jucat pe cap sau pe baloane? Și. Și din cauza că adică tu a provocat-o, vrei a să spui. A provocat-o maxim. Și din cauza că tu, când tu iei note mici, ți-e ies răutățile așa, pe toate părțile. Tu nu poți să te mai stăpânești, Bianca. Eu oricum mă refuz să vorbesc atât cu tine. Atât mi se pare am că de spus. Nu țin de cu niciuna, n-am rară. Terminat. Oricum, ok, o secundă, da, Valeria, ca să terminăm cu mâinile ridicate sus. Vreau să zic ceva despre recuzită. Imaginează-ți că eu vin cu mâncare la masa juriului. Și noi după aia mă duc și zic... E asta ar fi chiar culmea, dragă, nu? Deci asta pe bune întrece orice limită. Dar dați-i, dragă, înapoi scoverga cu brânză sărată. Dar măi, Valeria! Nu mă, dar Valeria a făcut o comparație și e bună comparația. E bună comparația. Ai putea să zic cu ceva... Dar, Luca, este vorba și despre trauma psihică care a făcut-o Bianca. Într-adevăr, a traumat-o. Eu am văzut, am fost acolo. Ok, am înțeles, fetelor. Bianca, într-adevăr ai provocat-o pe Nadina. Eu vreau să termin ce am spus, pentru că văd că toată lumea nu mă lasă să spun și... Te rog frumos, Bianca, da, ți-am dat mă refer la fete. Păi am vrut să terminăm, tocmai ca să te ascult. Te rog frumos. După ce a intervenit în momentul în care dădeam testimonial, a început să ții pe Nadina că ești o că nu știu ce, bla, bla, bla. Să nu mai folosim expresia. Eu i-am și spus ei că am intrat în joc pentru că de asta suntem aici, să fim, să animăm situația. Evident, era un act artistic acolo, nu? Așa. Și după când am venit în culise și a vorbit și domnul producător a vorbit cu Nadina și a zis o să-ți plătim baloanele, Nadina a venit la mine și fix așa, Bianca, deci dacă odată mai mi-atingi baloanele, jur că te bat! Și eram, frate, de unde și până unde? Adică chiar mi s-a părut și am zis, hai că-ți ating balonul să văd dacă chiar mă bat. Deci chiar, într-adevăr, i-am atins balonul după chestia asta. Da, într-adevăr, i-am atins balonul. Okay. Și în momentul ăla a venit și a dat în mine. Tu-mi povestești ce s-a întâmplat, dar știți că există o vorbă. O imagine face mai mult decât o mie de cuvinte. Da. Vă spuneam și la început că avem imagini în exclusivitate surprinse de camerele de supraveghere. Aș vrea să le vedem împreună și putem și comenta pe baza acestor imagini pentru a ne da seama exact ce s-a întâmplat acolo. Aulă. Bianca este în roz, da? Corect? Imagini din acel moment. Da. Ok. Nadina stă jos în dreapta. Exact unde s-a dus Bianca acum, da? Recunoașteți rochia Nadinei, stă jos pe canapea. Bianca este în picioare lângă ea. Ca să vedeți. S-a ridicat la, aici e momentul. Ce i-ai spus? Ce i-ai spus, Nadina? Hopa! Să nu se atingă de baloanele mele. Într-adevăr, nervoasă fiind. Vedeți cum i-a luat baloanele? Oh, da, dar tu ai îmbrâncit-o, Nadina. Ca să vedeți că eu nu am zis atingă de baloanele mele. Ca să vedeți că eu nu am zis niciodată în toată chestia. Ok, și asta a fost tot? Da. Da. Unde e lovitura? M-a lovit aici în zona pieptului. Am făcut și filmare, te-am că eram toată Bianca. Roșu. Te-am pins să-i lași baloane, adică cumva aș proteja baloanele. Ilinca, totuși, atunci când
Valeria a venit și a atins-o pe frunte, cu un deget, pe Nadina. Momentul acela a început să țipe și a zis că o agresează fizic. Bianca, Bianca, mamă, acum vă rog eu, nu mai faceți o tragedie dintr-o împinsătură. Mi-a spus că mă așteaptă iubitul ei afară. Și te-a așteptat? Și te-a așteptat? Nu m-a așteptat, pentru că m-am dus la Dina. Deci toate fetele au plecat la ora 11 seara, eu am plecat la ora 2 noaptea. Pentru că iubitului ei? Nu, pentru că am așteptat să mă liniștesc în primul rând și în al doilea rând am așteptat să vină iubitul meu după mine, care era la cântare. De aia. Am stat și cu Adina de vorbă. Dar tu chiar crezi că s-ar fi lăsat aici? Suntem... Suntem civilizați, e foarte respectabilă. Tu crezi că s-ar fi întâmplat așa ceva? Raluca, a fost o pinsătură ce s-a întâmplat acolo, măi, mamă. Raluca, eu știu ce zarvă se face atunci când se atinge o altă fată. Ok, nu era vorba despre un bun extrem de prețios și așa mai departe, însă nici gesturi de asemenea natură nu aș vrea să văd niciodată, nu doar în competiția asta, ci și în afara ei, în ceea ce vă privește pe toate, pentru că sunteți domnișoare stilate. Bianca mă face să râd. Mai face să plâng, dar în cazul de față mă face să râd. Atât a fost să spun. Hai să vedem acum ce spun jurații. Bianca, în fața lor, te rog. Bună. Da, fetelor, terminați-vă cu tâmpenile astea, că nu s-a întâmplat nimic, da? Bun. Doi, ținut tata din seara asta pentru că sunt sătul. Am stat un sfert de oră să ascund niște tâmpenii și niște inepții. Ținut tata din seara asta. Este una foarte, foarte, foarte simplă. Nu este cu nimic special. Cizmele ți sunt mari, drept pentru care în momentul în care te miști, se văd foarte, foarte rău, nu acolo. Mi-a alunecat aici în parte. La călcâi. La călcâi se văd foarte, foarte rău. Fusta asta, pantalon din acest velvet, e o fustă frumoasă, dar la fel, fiind inegală, se vede foarte rău. Ți-ai băgat puloverul în pantalon. Nu e cine știe ce, nu ne-ai omorât. Ai un cap frumos, un machiaj frumos și atât. Geanta legat, ținuta și geanta nu putem puncta. Măcar de fi avut sute bun. Da, eu sunt un pic bulversat cu agresiunii. Hai, lasă-ne mai zic. Da. Să trecem peste moment. Hai să ne să știi că am așa... Dar nu puteți să mă aduceți în emisiunea asta și să... Așa ceva? Atinge-l cu un dege, Cazac. Tu sensibilă! Dar eu să filmez atâtea ore în condițiile astea? Nouă, ne place verdele. Să iau o gură de calciu. Deci vă place. Până se vitaminizează... Mie place foarte mult verdele, da. Și apropo, Ilinca, da, zici că este Scarlett O'Hara. În draperie. În draperie aia verde, aia. Da? Exceptând capul, atitudinea și asta nu ne place. Nu, că și Scarlett O'Hara era tot teatral așa, da? Și înțepa și da. Cum da? Te-ai cunoscut da, da, da. Cu ea, nebunule? Am cunoscut-o, foarte drăguță. Bianca, ținuta nu are structură, nu are Dumnezeu. Faceți chestia asta e vreo 3-4 sezoane. Roz cu roz cu roz cu roz, blă cu blă cu blă cu blă, roșu cu roșu cu roșu sau roșu cu blă cu roz sau roșu cu roz. E ok, dar nu are nimic. Nu are structură. Perfect, calificativ. Spectru. Poți să întreb ceva? Dacă vi se pare normal ceea ce se întâmplă și dacă vi se pare normal ceea ce a făcut Nadina? Mai mult sau mai puțin? Atât, ca să știu și eu. Aolo, să plec cu informații de aici. Îți stă superb. Nu, foarte bine. Măi, parcă nu totuși. Ba da, da. Foarte bine stă. Mai departe, calificative, vă rog. Cum am spus mai devreme, noi vrem să ridicăm moralul, nu să-l îngropăm. Dar doar de data asta, așa că... Mulțumesc. Da, hai să... Ralu? Hai să ne revenim. Nice. Fetelor, am înțeles că e lipsă de bărbați, dar și lipsă de baloane. Tăiați la montaj. Dar atâta vreau să vă întreb, se pare normal ca să știu și eu cu ce informații plec de acasă? Ca data viitoare aș vrea și eu să le împing, să, probabil, dacă îmi vine așa vreo un impuls, să fac Bianca, ți s-a spus de atâtea ori mai devreme... Am atras și eu atenția asupra acestor reacții. Nu te face că n-ai înțeles, nu mă face să tot explic, nu te mai victimiza, nu le mai cere lor explicații. Gata. Am hotărât că nu este normal și nu este corect. Am spus că nu este în regulă. Te rog, vorbește cu cei de acasă. Votați 6-2-0-6, atât. Mulțumesc. Noi le invidiem pe prietenul tău. Adică? Să plâng așa? Eu nu-l invidiez. Să plâng așa, cred că e o fericire. Ce fericire, așa cred că... te trezești dimineața. Deci cum să ieși din casă mai repede. Bună dimineața! Aoleu!